61 de persoane au fost internate în ultimele 24 de ore la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Pacienții prezintă semne de toxinfecție alimentară după ce au consumat produse de la un fast food din cartierul Nicolina. În continuare, o anchetă epidemiologică și alte analize de amănunt desfășoară și Direcția de Sănătate Publică, în afară de ceea ce facem noi în cadrul spitalului. Cei care sunt internați sunt sub investigație și sub tratament, a declarat pentru Știri de Iași Carmen Dorobăț, directorul Spitalului de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași. Din cei 61 de pacienți, 31 s-au internat în cursul zilei de ieri. Inspectorii DSP s-au autosesizat tot ieri și au închis de urgență localul. Astăzi, alte 30 de persoane s-au prezentat la spital din aceleași cauze. În plus, încă 20 de locuitori din Iași sunt în momentul de față ținuți sub supraveghere cu simptome ușoare de toxinfecție alimentară. Din cauza numărului mare de internări, spitalul a fost nevoit să-și reorganizeze circuitele, mai ales că al doilea val de îmbolnăviri a fost o surpriză chiar și pentru medici, având în vedere că, de obicei, perioada de incubație a bolii este de 24-48 de ore. În cursul zilei de vineri, inspectorii DSP vor afla rezultatele analizelor de laborator și vor identifica cauza exactă a îmbolnăvirilor în masă.